Bună ziua, dragilor! Astăzi este 6 mai. Vreau să verific un pic stupii de boci, dacă au boci. Dacă au, le distrugem deocamdată. Dacă avem de trase de schimb liniștit, le lăsăm. Poate facem un roi, tragem vreo matcă. Și acum să vedem, este weekend și acum am timp de umblat. Toată săptămâna lucrez și asta e, nu trebuie făcut și lucrul ăsta. Chiar dacă sunt 2, 4, 6, 7 rame cu albină, văd sus, pe ramele mărginașe nu prea este. Deci spațiu ar avea, dar totuși boci trag. E un pic cam greu. O băga ceva în hectar, sunt câteva zile de când a început să aducă. Albină puțină culegătoare, a fost timpul foarte nefavorabil, ultimele două săptămâni. Cu temperaturi noaptea de 2 grade, cu brumă dimineața. Acum de vreo 4 zile a început să fie un pic mai ia uitați ce frumos a clădit aici. A început să căpăcească. Oricum ar fi, mai merge o săptămână întâlnire. Aici o ramă cu puiet, dar au început să facă niște potierașe pe aici, deja. A început să căpăcească mierea, văd că aici. Intervenim să nu intrăm în frigurile roitului. Care au prea multă albină, le mai pun câte un cad, adică și foițe, ca ea să se extindă, să lucreze, să nu șomeze.
Doar să mă mănânce. Doar să mă mănânce. Așa-s de rele. Poate că e dimineață, e ora 9:30. Deci aici sunt poterașe făcute, dar văd că nu au încă în ele ouă, nu s-au luat în ele, dar totuși le verific și le stric. Le stricăm, că altfel ne trezim cu ele în fund. Uitați și matca aici. Asta e 2022. Dacă vrea să roiască, nu reușim noi să stricăm boci câte pot ele face. Asta o foiță, o clădit-o și oată toată, dar au făcut și niște poterașe pe aici. Trebuie să stai într-o mână cu afumătorul și într-una cu alta. Îți mai trebuie o mână să ridici rama. Astea sunt în stare să mă înțepe prin mască. Câte ele de nervoase acum. Totuși sunt poterașe, sunt unele oate, văd, sunt unele cu lăptișor, deci pornirea o au de a ruina. Noi putem să-i mai
lungim un pic perioada de până să roiască. Atât putem, altceva nu. Deci la, de când a început culesul, văd că și-au format coronițe. Ca să urce merea de acum sus. Aici nu văd nimic, nu văd poteraș. Acolo de pus, a pus mere. Mă afum pe bine. Căpăcească mierea aici sus și pe partea asta. Aici are cuiet pe partea asta. O punem și o lăsăm așa cum este. Cum s-a organizat, așa le lăsăm. Da, ia să-l închidem cât mai rapid. Dacă am văzut matca, trântorește-i tai. Cine știe când mai intervin și apuc a ieși în stup. Așa de căpăciți, o parte e căpăciți, dar nu e problemă. Altul lup din ăsta până îl tai pe ăla. Îl punem aici și închidem. Vreo 20 de kilograme cu totul, deci vreo 'l voi lăsa așa, dar o să trebuiască pus încă un cat.
Nu azi, dar azi e prea devreme, mâine e prea târziu, cum... Deci atât am avut de făcut, atât fac. Urmează să le pregătesc, să-i pregătesc și la asta încă un cat. Și o să-i mai pun un cat, dar nu azi, săptămâna viitoare. Deci sunt amonii la care le-am pus al treilea cat. Asta e activitatea de dimineață, care îți mai las soare, e mai rapid. Iese. Da, aici e lanul de rapiță. Rata împrejur este rapiță. Vom vedea cât o să mai dureze. Cred că mai durează o săptămână rapița, dacă nu și mai bine. Văd că subțuorile n-au aici pomii fructiferi, merii sunt, dar nu cred că mai vizitează ei. Deci rapiță este aici o parcelă, roata împrejur. Da, salcâmul, să vă arăt și salcâmul, dar e foarte, foarte mic, am unul aici. Cam așa arată mugurile. Oricum mai durează o săptămână și cred că se cuplează rapița cu salcâm. Da, vă doresc culesuri bune, butoaie pline, să ne auzim la un nou video sănătoși și noi și albinele. Doamne ajută și numai bine. Sănătate multă vă doresc.